Salutare, dragi prieteni, și bun venit la un nou vlog. În clipul de astăzi o să discutăm un pic despre ședințele de descărcare sau deload, dacă sunteți obișnuiți cu terminologia din engleză. De ce sunt importante ședințele astea de descărcare într-un program de antrenament și de ce e bine să le luăm pentru a progresa? Dacă ați văzut vlogul cu antrenamentul anterior pentru piept, vă aduceți poate aminti că la ultima serie nu am reușit să-mi termin repetările și a trebuit să fiu ajutat să ridic bara. Și am hotărât ca la antrenamentul viitor, adică la antrenamentul de astăzi, să fac o ședință de descărcare. Și asta înseamnă, în general, fie să scad intensitatea antrenamentului, fie să scad volumul, fie pe amândouă. La antrenamentul de astăzi am hotărât să nu mă ating de intensitate, adică să las greutățile la fel și să scad doar volumul. Din 3 serii o să fac doar 2 serii. Și o să mă opresc un pic mai devreme, nu o să mă duc până la extenuare, nu o să mă duc în apropiere de 10 repetări, o să mă opresc fie la 6, fie la 8, o să iau decizia pe moment. Și o să merg cu 2 serii a câte 6 sau 8 repetări, cu aceeași greutate. Și o să scad volumul și la exercițiile accesorii, adică exercițiile după primul exercițiu, pe care nu o să le filmez probabil. Hotărât să mă opresc la 6. Și dacă ați observat, n-am pus nici stepper-ul aici, o să-i pentru că s-au îmbunătățit problemele cu spatele. Iar la bună. Să mai fac o singură serie. Și gata. Gata, am rezolvat-o și pe asta. Au mers ușor. Nici nu avea cum să meargă altfel, pentru că mă opresc cu 4 repetări înainte de numărul de repetări pe care îl ating în mod normal. La antrenamentul viitor o să încerc să cresc și ar trebui să, în teorie, să meargă să împing cu 85, 3 serii de câte 10. Să vedem ce iese data viitoare. De acum trec la exercițiile accesorii, unde o să tai la fiecare exercițiu câte o serie și o să reduc și numărul de repetări pe care îl fac, cu aproximativ 4 sau 5 la fiecare serie, la fiecare exercițiu. Astea nu o să le mai filmez, dar bineînțeles le găsesc pe toate, tot programul de antrenament, în contul de Instagram, link în descriere. Am terminat, a fost un antrenament ușor, cum de altfel și trebuie să fie. Și mai scurt, pentru că dacă reduci serii, automat se termină și antrenamentul mai repede. În zilele astea e foarte bine să mai faci ceva pe lângă. Eu o să fac cardio, nu astăzi, că astăzi m-am cam întins în prima parte a zilei și vreau să ajung mai repede acasă, dar poți face stretching, poți face cardio, orice altă activitate care nu-i cu impact asupra masei musculare și care vrei să o faci de mult timp și o sari. Ce faceți, prieteni? Eu pregătesc o masă cu ouă, cușcuș, am aici o grămadă de cușcuș, 150 de grame crud. Nu cred că am mai mâncat niciodată cantitatea asta, dar am nevoie de carbohidrați mulți. O să-mi fac, cum spuneam, niște ouă și o să fac cu ciupercuții. Ouăle le fac la capac, la tigaie, cu foarte puțin ulei, așa. Asta îl întind pe fundul, numai cât să nu se lipească ouăle. Trebuie să mănânc repede ceva și apoi să mă duc să fac cumpărături, pentru că nu prea mai am alimente în casă și dacă n-am alimente, nu mănânc cum trebuie, așa că trebuie să mă duc la cumpărături acuș. Dar după ce mănânc. Sfat pro pentru a nu sparge ouă de tigaie, să facem tigaie numai ou, îl sparg cu cuțitul și îl pun.
Bam, bam, bam. Apropo, îmi plac ciupercile champignon bruni. Sunt mai dense decât ale albi, nu se strâng așa mult. Cam așa arată rezultatul final. Am ajuns la Lidl, o să fac repede cumpărăturile, pentru că mai au un pic ăștia și închid taraba și după aia vin înapoi și discutăm de subiectul zilei de astăzi și încheiem ziua. Va fi un vlog mai scurt, pentru că astea lungi moartea pasiunii. Da, găsi gata cumpărăturile. E bine așa, să prindem un bec ca să fie mai multă lumină. Hai că e mult mai bine așa. Prieteni, ce-s ședințele astea sau săptămânile astea de descărcari? Prin măsură ce ne antrenăm, dacă suntem serioși cu treaba asta, dacă venim la sală consecvent, organismul va acumula o oboseală. Noi ne refacem de la un antrenament la altul, dar nu ne refacem 100%. Și în timp, organismul acumulează o oboseală pe care trebuie să o manageriem prin ședințe de astea de descărcare, unde scădem volumul sau intensitatea antrenamentului sau amândouă. Acum, trebuie să înțelegem că probabil 99% din persoanele care vin la sală nu fac antrenamente de astea de descărcare. Cel puțin nu le fac voit. Majoritatea le fac fără să-și dea seama, pentru că ce se întâmplă? Dacă nu facem voit o ședință de asta și dacă nu le organizăm în planul nostru de antrenament, organismul oricum o să-l ia. Cum o să-l ia? Prin stări de demotivare, de lipsă, de chef de a veni la sală. Și la un moment dat, nu o să venim câteva zile la sală și timpul ăla organismul se reface. Adică subconștientul lucrează să îndeplinească lucrurile astea. Multe persoane vin câteva săptămâni, o lună, două, trei la sală și apoi o săptămână dispar din peisaj. Atunci, de fapt, o săptămână de descărcare pentru ei, dar pe care iau fără să-și dea seama. Cum să iau ședințele astea de descărcare? Depinde de nivelul fiecăruia. În special, sunt mai importante pe măsură ce înaintezi în antrenament, pe măsură ce ești mai avansat. Dar sunt importante și pentru începători. Un începător care progresează de la o ședință la alta, adică care crește greutatea la un anumit exercițiu de la o sesiune de antrenament la cealaltă, va face lucrurile mult mai simplu. Va lua o ședință de asta de descărcare doar reducând 10% din greutatea pe care o utilizează. Dar păstrează seriile și repetările și e foarte important aspectul ăsta. La fel, pentru că dacă noi facem, scădem greutatea, dar facem mai multe repetări la serie, nu mai e nicio șmecherie. Trebuie să simtă seria respectivă ușoară. Adică dacă eram obișnuiți înainte să facem 10 repetări cu greutatea aia, după ce scădem greutatea, facem tot 10 repetări. Chiar dacă putem să facem 11, nu mergem până la extenuare, până la epuizare. Pe măsură ce înaintăm în antrenament, lucrurile devin un pic mai complexe și o săptămână de asta sau o ședință de descărcare se organizează în planul de antrenament, pentru că sunt mult mai necesare. Și ca sportiv avansat, de multe ori nu mai scădem greutatea cu care lucrăm, dar tăiem volumul de antrenament. Ce înseamnă volumul de antrenament? Adică munca pe care o produce, pe care o realizăm în sală. Fie tăiem din serii, fie tăiem din repetări, de cele mai multe ori tăiem și din serii și din repetări, dar păstrăm greutatea la fel. Asta am făcut eu, pentru că eu nu mai sunt chiar începător, de asta am păstrat aceeași greutate, dar am făcut mai puțini repetări și am tăiat și o serie. În principiu cam asta e ideea. Important e să avem zile cu antrenament mai scăzut pentru a permite organismului să refacă. Și asta ne va duce la următoarele ședințe de antrenament să progresăm mai ușor pentru că organismul se reface și apoi reluăm sistemul de progres. Și asta e în funcție de fiecare persoană. Dacă suntem începători, dacă suntem avansați. Cam asta e în câteva cuvinte, o să mai discutăm de lucrurile astea. O să închei vlogul aici pentru că nu vreau să ne întindem, vreau să păstrez lucrurile scurt și la obiect. Ne auzim în următorul. Seară faină!